Pavel și Galatenii. Să nu vă întoarceți la elementele începătoare. Mulți oameni sunt în confuzie astăzi cu privire la Cartea Galatenilor. Păzitorii zilei de duminică învață că șabatul a fost țintuit pe cruce. Păzitorii sâmbetei folosesc același text pentru a declara că sărbătorile lui Iahua nu mai sunt valabile. Toți afirmă că elementele slabe și începătoare, menționate de Galateni 4, se referă la legile izraelite și nu mai obligă pe credincioșii de astăzi. O înțelegere clară asupra acestui subiect descoperă ceva cu totul diferit. Pavel a scris în primul rând pentru audiența neamurilor, iar cerul i-a binecuvântat mult lucrarea sa. Evanghelia necircumscrișilor, neamuri, mi-a fost încredințată mie, așa cum Evanghelia pentru cei circumscriși, israeliți, a fost încredințată lui Petru, pentru că cel care a lucrat în Petru, dându-i apostolatul circumcișilor, a lucrat de asemenea în mine pentru neamuri. Galateni 2:7-8. Mesajul lui Pavel a fost foarte direct, pentru că prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine din voi, nu prin fapte, ca nimeni să nu se laude, vezi Efeseni 2:8-9. Satana a căutat să întrerupă succesul înfricoșător al misiunii lui Pavel printre neamuri. El i-a inspirat pe fariseii care se convertiseră la creștinism să corupă mesajul lui Pavel al salvării prin credință. Mesajul susținut de creștinii farisei era salvarea prin fapte. Fariseii au adăugat întotdeauna legi în plus la legile lui Iahua. Acestea deveniseră acum tradițiile strămoșilor. Iahușua, în repetate rânduri, a denunțat aceste adăugări fariseice la legea divină. Fariseii leagă poveri grele, greu de purtat, și le pun pe umerii oamenilor. Vezi Matei 23:2-4. Când fariseii l-au întrebat pe Iahușua de ce ucenicii săi calcă tradiția strămoșilor, el le-a răspuns: de ce și voi călcați porunca lui Iahua în folosul tradiției voastre? Vezi Matei 15:3. Dar galatenii, care erau întorși de la credință la fapte, ei nu se opreau la faptele recomandate de farisei. Fiind mai înainte păgâni și acum devin de la credință la fapte, ei și-au preluat vechile fapte păgâne împreună cu faptele recomandate de farisei. Fiind întorși de la spirit la carne, era doar de așteptat că vor face asta, deoarece căile păgânești aduceau mai multă satisfacție trupului decât căile fariseilor, deoarece aceste lucruri le erau străine și nu erau obișnuiți. Studii din Galaten, A.T. Jones, Review and Herald 1900, pagina 20. Când Pavel a primit vestea, el a fost lovit în inimă. El știa că prin faptele legii niciun trup nu va fi îndreptățit în prezența sa, căci prin lege vine cunoștința păcatului. Roman 3:20. Pavel imediat a scris galatenilor: un om nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Iahușua, căci prin faptele legii niciun trup nu poate fi îndreptățit. O, galateni nebuni, cine v-a amăgit ca să nu ascultați adevărul? Doar aceasta vreau să învăț de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Sunteți atât de nebuni? După ce ați început în Duhul, sunteți acum făcuți neprihăniți prin carne? Galaten 2:16-3:1-3. Pavel vroia să restabilească credința lor în meritele sângelui Mântuitorului ca jertfă atot suficientă. Nici o faptă făcută de om nu poate salva pe cineva de păcat. În capitolul 4 există un mesaj al lui Pavel care a dat confuzie multora. Când nu l-ai cunoscut pe Iahua, slujești în mod natural celor ce sunt dumnezei. Dar acum, după ce voi l-ați cunoscut pe Iahua, cum să vă mai întoarceți la elementele slabe și începătoare ca să fiți legați de ele?
Voi țineți zile, luni, sărbători și ani. Mă tem pentru voi că lucrați în van. Galateni 4:8-11. Deoarece mesajul către Galateni a fost în mod expres pentru respingerea iudaizanților, mulți au presupus că elementele slabe și începătoare la care face referire Pavel trebuie să fie legea lui Iahua cu statutele și judecățile. Afirmația voi țineți zile, luni, sărbători și ani este dată ca dovadă că șabatul și sărbătorile anuale au fost țintuite la cruce și nu mai ne obligă. Trebuie să ne amintim că galatenii erau neamuri. Galatenii nu se puteau întoarce din nou la ceva ce nu crezuseră niciodată mai înainte de a deveni urmașa lui Iahușua. Oricine citește epistola către galateni, trebuie să știe că galatenii nu au fost evrei. Ei erau convertiți din păgânism. De aceea, mai înainte de convertirea lor, ei nu practicaseră niciun obicei religios de al evreilor și nu au avut nimic în comun cu evreii. În consecință, când ei s-au întors la elementele slabe și începătoare de care doreau să fie iarăși legați, este evident că nu s-au întors la nicio practică evreiască. Ei s-au întors la vechile obiceiuri păgânești, Glad Tidings, E. G. Wagner, 1175.